Consilierii județeni au votat astăzi, în cadrul unei ședințe extraordinare, masterplanul județului Olt, studiu de fezabilitate și indicatorii tehnico-economice ai proiectului, dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Olt în perioada 2014-2020. Valoarea investițiilor ce urmează a fi realizate se ridică la circa 150 de milioane de euro. Practic, 3 ani de zile nu s-a întâmplat mare lucru după depunerea proiectului. Iată, în sfârșit, se pare că lucrurile s-au accelerat și AMEU a început să ne ceară pașii următori în acest proiect și iată, astăzi am aprobat în ședința Consiliului Județean plus consiliile locale implicate care au investiții pe raza localităților. Sunt 20 și ceva de localități de au investiții, sunt 207 milioane de euro, dintre care aproximativ 150 și ceva de milioane de euro numai construcția de rețele, canalizare, apă, stații de epurare, uzine de apă în toate aceste localități. Suntem pe ultima 100 de metri, aș putea spune, sperăm ca foarte curând să semnăm contractul de finanțare. Acest proiect a fost depus de CAO la Ministerul Fondurilor Europene în urmă cu 2 ani, primele din țară. Din păcate, lucrurile nu s-au mișcat așa de repede pe cât se așteptau autoritățile oltene. Acum însă, situația a fost deblocată și se speră ca lucrările să înceapă cât mai repede cu putință. Cei 150 de milioane de euro vor fi investiți în 25 de localități. Înseamnă modernizarea rețelelor existente pe majoritatea orașelor și extinderea de rețele noi în comune. Balșu, Caracalu, Corabia vor beneficia de cele mai mari investiții pentru că, așa cum știm, în Balș și în Caracal n-au fost investiții pe primul exercițiu bugetar european pentru că în momentul respectiv ei au hotărât să retragă din compania de apă. Iată, în acest moment au înțeles pierderea banilor de atunci și am intrat în acest proiect și sperăm ca toate aceste investiții să reușim să le ducem la bun sfârșit. Până acum, cele mai mari investiții în infrastructura de apă și canal au fost făcute la Slatina. Sume importante s-au investit și în reabilitarea rețelelor de apă, apă uzată și stații de clorinare de la Scornice și Potcoava.